Hai, trăiți în față toți copiii. Toți copiii aici în față. Ia că sunt puțin, dar uite că sunt unul. Uite și pe rândul 2. Hai, nu acolo. Am să vă spun o povestire care mai degrabă este o poveste, nu e o povestire, dar care are ceva frumos de tot. Cât dintre voi ați văzut cu adevărat un șarpe? Eu știu șarpe mare. Șarpe mare, nu? Cât de mare? Era mare. Mare, așa? Da, era când am văzut la gargacarul. Ați văzut? Cine a fost la grădina zoologică să vadă șarpe? Se spune la mama și la tata să vă ducă la grădină să vă arate cum arată și el. E mare și e mic. Așa este. Și ai văzut șarpe? Nu, nu mai zic. Șarpele așa. Așa, deci povestim în dimineața aceasta o poveste despre un șarpe. Nu scot, atât, uite, atât, e bun, așa? Așa, un șarpe, atât, uite, poveste despre un șarpe, atât, da? Așa, ia, uite, a venit. Deci, un șarpe, de atât? Unul mai mic. Așa, unul mai mic, unul mai mic. Da. Când copilașii care aveau 14-15 ani la indieni, ăia care sunt în America, când ei trebuiau să intre și ei în rândul bărbaților, ce se întâmpla? Indienii făceau o sărbătoare. Sărbătoare de trecere a copilului în rândul bărbaților. Să devină bărbat adevărat. Așa, aproape ca tine. Da? Așa. Și ceremonia asta de trecerea copilului de la copilărie la, în rândul bărbaților, băiatul trebuia să facă ceva. Îl duceau să stea singur o noapte în pădure. Bineînțeles că părinții aveau grijă de ei. Pe un băiat. Și el trebuia să stea o noapte în pădure și să dovedească că nu este frică. Și pleacă, îl duc pe băiat în pădure, și lasă acolo, băiatul și aprinde singur un foc și stă la foc. Și la un moment dat, în timp ce stătea noaptea acolo la foc, aude o glas, un glas. Hei, băiețele! Nu sunt băiețele, sunt bărbat. Hei, băiețele, mi-e tare frig. Da. Hei, băiețele, mi-e tare frig, ajută-mă! Se uită băiatul în stânga, vă spun eu, o poveste, nu e adevărat, e așa o poveste. Hei, băiețele, ajută-mă! Ajută-mă că nu mai pot, mi-e frig! Se uită băiatul în stânga, se uită în dreapta, se uită în sus, în jos, nimic. Hei, uite-te mai bine, mai în jos! Și se apropie băiatul, se depășează de foc și jos pe o stânga, vede un șarpe, uite așa, încolăcit și tremura de frig. Știți că șerpii n-au ca noi sânge cald, ei au sânge rece. Și pe, dacă se lasă noapte, ei nu mai pot să miște, pentru că le-e frig. Băiețele, ajută-mă că nu mai pot, mi-e frig, mor de frig. Nu te ajut, pentru că mie tata mi-a zis că dacă te ajut și te iau mână, mă muști. Nu, o să fiu cel mai bun prieten al tău. Dacă tu mă ajuți, eu o să fiu cel mai bun prieten al tău. Nu te ajut. Hai, te rog, nu ție milă de mine, vezi că mor de frig. Și insistând șarpele, la un moment dat, băiatul apucă și îl ține lângă el. Îl pune lângă el, zice, uite, te-am ajutat, acum vei fi cel mai bun. Da, o să fiu cel mai bun prieten. Și începe să se desmoțească, începe să lungească. Și se lungește și la un moment dat, în timp ce se încălzește bine, pac, îl ia și îl mușcă pe băiat direct de gât. Și băiatul spune, ce mi-ai făcut? Eu ți-am făcut un bine și tu ce mi-ai făcut? Mă omor? Ce, păi era prea puternic pentru mine să nu cumva să te mor.
Nu puteam să nu te muști, pentru că în firea mea să te muști. Un șarpe trebuie totdeauna să muște. De ce mai trebuie? Și băiatul săracul, pentru că n-a ascultat de mama și de tata și nu trebuia să atingă de un șarpe. El știa că nu trebuia să atingă de un șarpe, a fost mușcat de șarpe și a trebuit să-l ajute părinții să nu moară. Acum aș vrea să vă spun de ce v-am spus povestirea aceasta. Știți de ce am spus-o? Poftim? Nu neapărat. Pe părinții asta nici se pune problema, trebuie să ascultăm. Vrem, nu vrem să ascultăm, că ei ne învață bine. De tata mai ales să ascultăm. Așa este și cu păcatul. Când îl vedem de la distanță, strigă către noi, ajută-mă! Nu, că Dumnezeu mi-a spus să nu mă leg la cap cu păcat. Dar la insistențele păcatului, la insistențele celui rău, câteodată s-ar putea să nu vrem să mai ascultăm de mama și de tata, să ascultăm de Dumnezeu. Și atunci ne jucăm cu el. Și ne jucăm până când el se încălzește. Când se încălzește păcatul, ce face? Pac! Te-a mușcat și după aia de pe tine. Până vezi cine te-a pus. Cine te-a pus să mă iei în braț? Luăm vreodată și ai vibrație? Șarpe de cum vorbește? Păi tocmai am spus că era un șarpe din poveste, nu era un șarpe adevărat. Era un șarpe din poveste. Este o ilustrație. Asta vă voiam să vă spun. Niciodată să nu ne jucăm cu păcatul. Pentru că dacă ne jucăm, Dumnezeu ne-a spus, nu vă jucați cu el, dacă ne jucăm cu păcatul, ce se întâmplă? S-ar putea să fim mușcați de el. Așa e? De acord. Așa, mă. Așa trebuie, să nu ne apropiem de el. Să nu ne apropiem de ei, pentru că dacă ne apropiem de ei, șerpii ne mușcă. Da. Totdeauna să știm să nu ne jucăm cu păcatul, pentru că joaca cu păcatul poate să ne aducă moarte. Și numai Domnul ne poate să. Rămâneți aici să mă ascultați sau să ascultați predica? Dacă da. Rămâneți aici, o să vă pun întrebări. Da? Hai, uite aici. Unde mai fără predica asta? Uite acolo.